Un bărbat de 48 de ani din Psicleni s-a prezentat la sediul poliției din Bâlteni, unde, cu o legitimație falsă, a spus că este inspector anticorupție în cadrul unui ONG. Acesta le-a cerut oamenilor legii date cu privire la autosarul unei tinere de 21 de ani, căreia îi fusese reținut permisul de conducere și fusese amendată contravențional pentru nerespectarea regulilor de circulație. Numai că oamenii legii s-au prins imediat că este vorba despre o farsă, i-au reținut bărbatului documentele, iar pe numele acestuia au întocmit dosar penal. Un pistol tip brichetă și două cartușe. Toate aceste bunuri au fost ridicate până la finalizarea cercetărilor, iar pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal, acesta fiind cercetat pentru comiterea infracțiunilor de uzurpare de calități oficiale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Pentru comiterea infracțiunilor de uzurpare de calități oficiale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, bărbatul de 48 de ani riscă să-și petreacă următorii 3 ani după gratii.